Dacă sezoanele anterioare, Handball Club Buzău era privită ca o candidată certă la retrogradare, haita s-a transformat radical sub bagheta lui Pero Milošević. Metamorfoza survenită într-un sezon cât se poate de atipic i-a scutit pe fanii handbalului masculin de orice emoție privind reîntoarcerea în Liga Secundă. Iar buzoienii s-au impus clar în fața celor de la CSM Vaslui după o partidă fără istoric. Handball Club s-a distanțat încă din startul meciului la 6-1. Apărarea excelentă, remarcată de altfel și de Pero Milošević, a făcut diferența pe tabelă. La pauză, lupii au intrat cu un avantaj nedrept, 13-10. Merecemos ganar, de verdad, jugamos bien y en ataque y apărare. Y estoy contento por eso, ¿no? Estoy muy contento, sobre todo en momentos muy importantes estuvimos bien y en la portería y en ataque con cabeza. Tuvimos un poquito problema unos 10 minutos en ataque, no pusimos gol para acabar este partido antes. No, pero ahora con 7 gol diferencia estoy muy contento. Am avut o perioadă de 10 minute în care n-am marcat, dar n-am primit niciun gol și asta ne-a ținut în joc. Actul Secunda a aparținut tot handbaliștilor buzoieni. Estechi, Nosrati și compania au speculat toate erorile comise de vazluieni, reușind să se desprindă pe final la 7 goluri diferență. După partidă, tehnicianul Alin Bondar a acuzat maniera de arbitraj, recunoscând însă plusul de valoare arătat de buzoieni. Doi arbitri care au încercat să ne enerveze, poate și pe Buzău. Eu mă gândesc la ce a fost în partea mea. Se poate să fi fost și invers, dar tot vrem să avem jucători curajos, vrem să facem un handbal modern. Tot să ni se reproșează și nouă antrenorilor și jucătorilor că nu prezentăm ceea ce prezintă echipele mari. Păi nu o să putem niciodată așa. Niciodată, pentru că așa cum ei muncesc, probabil muncesc, au de învățat regulamente, nu știu ce, au ei pregătire fizică și noi muncim foarte mult și ar trebui să fie o colaborare. Nu se poate să fim mereu aroganți și să ne comportăm de maniera aceasta. Grație victoriei din weekend, buzoienii urcă pe locul 8 al Ligii Zimbrilor la o lungime distanță de Poli Timișoara.